Dacă lucrurile nu se schimbă și, din păcate, nu vedem să se schimbe lucrurile, atunci păstrarea acestui guvern va aprofunda, va adânci criza economică. Și criza economică poate sună o chestie abstractă. La modul practic, asta înseamnă oameni care vor rămâne fără locuri de muncă, oameni care vor rămâne fără venituri. Asta înseamnă venituri la buget, mult mai puține peste câteva luni de zile, atunci când toată lumea o să-și revină din această criză. Noi o să avem consecințe foarte mari pentru tot, și pentru sectorul privat, și pentru sectorul public. 3. Asistența externă. În asemenea situații, îndeosebi, trebuie să încerci să obții pe cât poți, pe cât de mulți bani poți să-i obții din afara țării. Ce avem noi? Avem toată istoria despre care s-a discutat suficient cu creditul rusesc, care nu a putut fi negociat normal, așa încât să fie declarat constituțional. Avem situația cu asistența Uniunii Europene și l-am auzit ieri pe prim-ministru la dumneavoastră în studio spunând că nu va vota, nu va susține guvernarea legea cu privire la ONG-uri. Deci vă dați seama ce preocupări au acești oameni acum să nu cumva să existe ONG-uri în Republica Moldova și să critice guvernarea. Asta poate este deranjează anumite ONG-uri care sunt finanțate din străinătate. Inclusiv noi suntem un ONG susținut de către donatori. Atât timp cât societatea singură nu poate să ofere finanțare, să contribuie, să doneze pentru ONG-uri, atât timp e necesară această finanțare care vine în mod transparent. Atât timp cât piața de publicitate funcționează așa cum funcționează, noi suntem nevoiți să aplicăm la granturi, pentru că din publicitate nu se și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că 30 de milioane de euro, care eu spun cu toată responsabilitatea, condițiile pentru aceste 30 de milioane de euro pot fi îndeplinite în 10 zile. Deci în 10 zile se pot vota câteva legi și câteva hotărâri ale Parlamentului ca aceste condiții să fie îndeplinite. Prim-ministru ne spune nu, că nu-mi place legea cu privire la ONG-uri. Ce înseamnă 30 de milioane? O să spuneți că nu e mult. Sunt 600 de milioane de lei, care dacă le dăm agenților economici, cu siguranță că o să salveze niște locuri de muncă și niște companii acolo și niște salarii. Mai mult decât atât, această asistență macrofinanciară, cu 30 de milioane tranșa a doua și 40 de milioane tranșa a treia, expiră în iulie. Știți ce s-a întâmplat? Guvernul nici până astăzi nu a solicitat Uniunii Europene să extindă acest termen. Deci în cazul în care noi nu primim acești bani până în iulie, noi nu îi mai primim de nou? Acești, da, noi pierdem acești bani. Prieteni, și pentru că TV8 nu este doar o televiziune, este o platformă multimedia, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vă iubim pe fiecare dintre voi, de ce vă rugăm. Noi vrem să ajungem la 100.000 de urmăritori, de ce like, și al toți prietenii să le spuneți să pună like și să urmărească canalul nostru. Noapte bună vă doresc!